Peste 400.000 de români au ieșit din șomajul tehnic, conform unei situații a Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Dacă luna trecută peste 1.000.000 de contracte de muncă erau suspendate, astăzi în jur de 600.000 de români beneficiază în continuare de șomajul tehnic. Cei mai mulți angajați, peste 160.000 la număr, provin din industria prelucrătoare, iar 100.000 de români din domeniul Horeca. Guvernul a decis să plătească șomaj tehnic până la 1 iunie, urmând ca după această dată să mai beneficieze de ajutor doar câteva categorii de salariați. Față de luna trecută a crescut numărul contractelor individuale de muncă încetate. 385.000 de români au fost dați afară de la începutul pandemiei.